Sala Unirea a găzuit primul meci oficial din 2016 al echipei de volei masculin CSM Suceava, după ce în urmă cu o săptămână sucevenii au cedat în fața liderului la zi Steaua București în partida din etapa a 8-a a seriei Esta Diviziei A2 de sâmbătă 23 ianuarie, ei s-au impus în fața propriilor suporteri cu 3-0 la în fața grupării Știința București. Întâlnirea nu a fost deloc atât de lejeră precum arată scorul final pe seturi, elevii profesorului Victor Pancu având destule emoții în primele două seturi. Plusul de experiență a fost de decisiv în finalurile primelor două seturi încheiate în avantajul gazdelor la 22 și 23. Abia în setul al treilea, CSM Suceava a evoluat la justa evaluare și s-a impus la 13. Am câștigat mai greu decât mă așteptam. Abia în setul al treilea, băieții jucând ca la carte. Am făcut un prim pas în atingerea obiectivului propus pentru această parte de campionat și anume să învingem în meciurile de pe propriul teren. Vom mai juca acasă cu Rapid București și trebuie să câștigăm și acel meci. Aștept acum să văd cum vom aborda în deplasare Meciul de la Bacău a declarat profesorul antrenor Victor Pancu. Pentru CSM Suceava în partida cu știința București au evoluat Sasu Huțuleac, Gontariu, Mihuț, Pietraru, Giurcă, Lupulasa, Orășanu și Amariei.